Conform Comisiei de Insolvență la nivel central, suma de 3.258 de lei pe lună poate asigura un trai decent unei familii de 2 adulți și 2 copii. Mai mult, oamenii ar putea face și economii din acest venit lunar în viziunea Comisiei. Vă invit să vizionați următorul material pentru a afla părerile călărășenilor despre suma care ar putea asigura un trai decent unei familii. De ce venit este nevoie pentru un călărășan să trăiască decent? Cam vreo 50 de milioane. Ca să trăiască cât de cât. O familie. Aproape de o persoană, nu de o familie. Ce venit aveți nevoie să trăiți decent într-o familie? Păi, cred că 1000 de euro. Cam așa. Cam aveți așa. Copii? Da, doi. Deci împreună cu școală. Da, da. La un copil care l-am, un 5.000, 6.000, cred că... Cu școală, cu tot? Cu tot, da. De ce venit este nevoie pentru o familie să trăiască decent în Călăraș? 5.000 de ron. Bun. De toate. Cam ce sumă ar fi ok pentru un călărășan să trăiască în Călăraș decent? Păi cam ar fi, că cum aș fi eu, dar n-am niciun venit. O sumă așa, un salariu care v-ar ajuta? 200, cum se zice, 20 de milioane. Vechi? Cam și 2 copii. Păi, 500 de lei într-o lună. Într-o lună. Atât aveți nevoie să trăiți decent. Da, eu una mă descurc, că am pensia bună, bunicică. Și fiu, eu zic că da. De ce venit este nevoie pentru un călărășan să trăiască decent la noi în oraș? De familie sau de persoană? De familie. Cred că minim 7.000-8.000 de lei. Cu copii? Cu doi copii. Ce să vă zic, 30-40? Pentru o familie cu doi copii? Privind și școala? Și... Da, da, da. Păi 4.000 măcar. Hai să zic, familia cu doi copii, deci 4 persoane, cred că undeva la 3.000, cel puțin. Cel puțin. Și cel pentru puțin. O persoană individuală? Așa undeva... Să poată pune și niște bani deoparte, să zicem. Bine, cred că m-am exprimat eu greșit. Undeva 4.000 o familie cu doi copii și o persoană singură, 1.800, 2.000. Dar nu sunt suficienți, în orice caz. Mai ales acum cu scumpirile. Cu scumpirile astea, da, nu cred. N-am, da. Nu ne descurcăm cu 2.000 de lei o singură persoană, nu. Pentru o familie, cred că la 700. De lei? Dacă are și copii, se cer foarte multe. Așa noi mai îmbrăcăm. Dar copilul și la școală și îmbrăcări și rechizite. Deci cam asta e, că e tânăr și poate vrea mai mult decât noi în vârstă.